Echipa de rugby Steaua București s-a reunit astăzi pentru a pregăti sezonul 2021, unul în care se dorește ca măcar un trofeu să ajungă în Ghencea. Antrenorul Dănuț Dumbravă nu poate beneficia la primele antrenamente din noul an de serviciile a 14 jucători, care sunt convocați la acțiunile echipei naționale de seniori, dar privește cu optimism spre provocările din cupă și campionat. Domnule Dănuț Dumbravă, cu ce gânduri porniți la drum în noul an? Ca întotdeauna ne gândim să facem lucruri frumoase, ne gândim să jucăm o finală și să o câștigăm. Vă gândiți că veți juca și pe nou stadion anul acesta? Da, avem emoții, ne gândim la lucrul acesta, ne gândim cum o să arate un meci de rugby pe un asemenea stadion. Iar băieții sunt încântați și abia așteaptă oportunitatea de a evolua și de a vedea ce este acest stadion mare. La capitolul achiziției, Steaua l-a transferat pe Virgil Ghenea, iar zilele viitoare urmează să se alăture lotului și doi jucători de la Tomitani Constanța, Ngoni Cibuve, centru din Zimbabwe, și Gione Marava Ansalo, aripă din Fiji. În vârstă de 19 ani, Virgil a venit în Ghencea din Franța, de la echipa de tineret Esport Elite. Este jucător de bază în lotul național de tineret al României și vrea să câștige titlul cu Steaua. De ce are să vii la Steaua? Mi s-a părut cea mai bună opțiune în momentul de față pentru mine în campionatul din România. Ce reprezintă pentru tine acest transfer? Chiar dacă m-am întors din Franța, nu mi se pare că este un pas în spate, având în vedere că este un club cu foarte multă tradiție și cu jucători foarte buni. Poți să ne spui câteva diferențe între rugby-ul din Franța și cel de la noi? Diferența, în mare parte, este la nivelul de 3 sferturi de troacare, pentru că se joacă în viteză, se pune accentul mai mult pe 3 sferturi și, într-adevăr, este o diferență față de România la nivelul ăsta. Dar, în rest, nu e diferență foarte mare. Cum te-au primit noi tăi colegi la Steaua? După cum puteți vedea, se foarte bine. Noi, e un grup foarte unit, îmi place. De când am intrat în vestiar, mă cunoșteam cu mulți băieți și chiar e o atmosferă foarte plăcută aici la echipă. Mă bucur foarte mult că am venit aici și îmi pare bine că am găsit grupul ăsta foarte unit.